Bună seara, dragi prieteni! Mergem la Anca să vedem ce a făcut Anca. Ia vedeți, dragi prieteni, încă mai merge instalațiile, încă nu le-a dat jos. Foarte frumos orașul Sraia a făcut domnul primar, foarte frumos. Poliție, foarte frumos, dragi prieteni. Asta e mănăstirea noastră, mănăstirea Străia. Mergem la Anca pe jos, dragi prieteni. Ia vedeți, nu e nimeni. Mă duc cu Andreea la Anca. N-avem cu ce să mergem, n-avem cine să ne duce, n-avem șofer. Hai, dragi prieteni. Doamne, să nu ne mănâncă câinii pe aceea. Piața e goală. Nu mai e nimeni în piață. Piața e goală. Bani nu mai avem. Da, hai, revenim către Anca. Așteptați-mă și pe mine, că mă mănâncă pe câine. Pau, îi lasă în cad, uite ce aici. Doamne, ferește. Trebuie să șterg camera. Pe noaptea, venim la Anca să vedem cum se sântă Anca. Că ne-a spus că ne se sântă bine. Doamne, pe unde venim, la mâine pe jos. Mamă, că ne mănâncă câinii noaptea aceea. Ne mănâncă câinii, dragi prieteni. Am pus în masă. Așa trebuie. Uite ce faci. Ne mănâncă câinii. Vine, dragi prieteni, că venim în noapte. Mac! Doamne, e casa e goală, fără verișoara mea, fără Olga. O să vină Olga ca să... Uite ce faci. Eu glumesc cu copil. Uite bine, pe jos. Au omorât curcanii, ce-au făcut? Ce faci, Cătăl? Bolnavă, stă în pat, n-a mai postat nimic două zile, nu mai poate să vorbească, e rușită, am luat virus. Și copilul e bine? E bine, lui a trecut, i-am dat medicamente, i-a trecut, ea astăzi a luat tratament. Doamne, ce ne facem, hangă, nu se simte. Am luat pastile de la farmacie. De asta n-a trecut, am mers și m-am luat pastile la îndemână, eu am luat mai din timp, că am știut că, că e virus, că nu știu tu, ce și am luat... Nu, eu m-am scăpat că am avut antibiotice la virusul se numește încămină. Știu, e ceva ca un fel de corona. Doamne, ce mă fac? Ce mă fac? Nu. Las, că n-are nimic. Răceală, așa e. O să vină mama ta, Cătă, acasă. Cătă, ne dă pe afară pe toți. Ce să fac? Dacă vine mama ta, ce pot să fac eu? Eu nu pot să mă bag, nu pot să duc de la șveche nimic. Oamenii fac ce vor. Ei n-au nicio putere. Ce mă bag eu în casa mamelor? Așa? Da. Ei decide, fac ce vor. Eu vin și eu la nepot, vin și eu la fata mea. Ce pot să spune nimic? Mă doare inima sufletul pentru ea, dar nu știu ce să spun. Nu. Ce să fac? Aducă bine. Ai adus și patroana pe bloc, ai văzut? Da. Că vine o oră pe n-am văzut niciun bloc. Ba, da, văzut patroana, ai văzut? Când ați pregătit de dracu al ei. Nu prea stau să urmăresc vlogurile. Bă, să nu bagă de pe mine. Că vine și am văzut și eu cu ea, aducă bine. Pregătit bagajul, că vine acasă. Trebuie, face ce vrea. Nu pot să zic nimic. Da. Ce asta e, dragi prieteni, a zis că vine acasă. Da, cu bine,
Să vii. Ce ai? Cătă, ce părere ai despre taică tău că s-a înfurat? Bună. O părere bună, ce să nu? Bună! Cu mama ta care și-a dat viață, trebuie să ții cu ea. Și despre ea am tot la fel o părere bună. Pentru că eu nu mă bag, e treaba lor, e problema lor, nu mă bag eu. Tată, tu acum trebuie să fii la bucurie după mama ta. Să ai grijă de ea, să ai grijă de bunica ta. Știu, Dana. E Alina acolo, e Alina. Mai vorbim cu ei. Au grijă ei. O, mă, stau cu asta în cap. O, dragi prieteni, ce scuze că am stat cu... Nu mai pot, sunt tare supărată. Că trebuia să fii și tu cât acolo lângă maică ta, lângă bunică ta. Îmi cer scuze, patroană, că n-am putut să venim și acolo. De ce e masca? Nu dea jos masca, că poate transmit virusul fără să știi. Oh! Mai bine lasă la acolo. Doamne. Pentru ca să fii sigură că nu se știe ce este, ce nu este, mai bine stai cu masca. Da, să mai bine cu masca. E mai bine. Așa e frumos. Cred că maică-ta o să vină. Ce să vină? Ce poți să spui? Că vezi că mama ta că intră acum pe ușă. Ce să spui? Da? Da. Cred că părerea mea că și eu am copii. Sufletul mă doare pentru copiii mei. Da, nu e așa și mama ta ține la tine, trebuie să... Nu, aici nu e vorba de copii, e vorba de relației cu Tomi. Da, dar tu, dacă vrei, poți să te duci să stai și cu mama ta la București. Sau nu, trebuie să mă duc eu să stau cu maica mea sau... Doamne, să vorbească cu noi, are tot dreptul să vorbească cu noi și noi vorbim cu ea, dar... Mai vorbim și cu ea? Da, mai vorbim cu ea, e bine, e ok și atât. Ai grijă de acolo, de parte, de mamă sau de Leo. Dumnezeu să-i dea sănătate la Leo și în patroana, să are putere, să poate să are grijă de Leo, de tot. Da. Așa este. Sufletul ne doare, n-am zis ce să facem. Asta e situația. Asta este, s-au terminat și sărbătorile și Sfântul Ionul. S-a dus toată distracția. Acum trebuie să vedem unde ne ducem la muncă. La muncă, la bani, gata. Acum toată lumea la muncă, dragi prieteni. Și asta e. Mă duc la muncă. Du-te în bani. Hai, oprești cam.